Bună ziua, bine v-am găsit, așa cum vă anunțam, un nou interviu Focus Press. E într-adevăr această perioadă a sărbătorilor și cu siguranță ne pregătim pentru petreceri cu cei dragi și pentru momente frumoase. Dar în același timp, cred că acolo undeva în spatele minții, poate unii dintre noi ne gândim că anul viitor va fi destul de important, vom decide din nou viitorul României până la urmă, pentru că sunt patru scrutine de alegeri și vom alege până și președintele, dar deocamdată pentru Constanța l-am invitat pe domnul Cihane Sergheb. Bună ziua! Bună ziua, bine! Pentru că v-ați anunțat candidatura pentru primăria Constanța din partea PUSL. Da, și la ora actuală este singura candidatură asumată. Sunteți oficial. Primul candidat oficial. Da. E de vreme, e târziu că v-ați anunțat acum, chiar în urmă cu mai multe săptămâni. O lună aproape. Aproape o lună. Da. Cred că nu este de vreme tocmai pentru că trebuie să compensez un decalaj față de toți ceilalți contracandidați care reprezintă partide politice consacrate, ca să mă exprim așa, mult mai cunoscute pe plan local, național, noi fiind un partid mai mic. Eu nu am făcut politică deloc până în acest an. M-am decis să candidez tocmai că am zis că să terminăm statul de pe margini și comentariile din tribună și să trecem în teren. Asta este una dintre devize pe care o să o dezvolt puțin mai târziu vis-a-vis de cetățenii orașului Constanța. Iar tocmai ca cetățenii să aibă timp și să mă cunoască și să vadă ceea ce vreau să fac, ce îmi propun să fac în acest oraș, consider că nu este de vreme. Dumneavoastră v-ați lansat candidatura alături de domnul Piedone, cred că corect. Deja lumea a început să vă cunoască mai bine. Să sperăm. Beneficiați cumva de imaginea dumnealui? De imagine și inclusiv de sprijinul promis de dumnealui vis-a-vis de experiența în administrație locală, în partea administrativă. Nu în partea de proiecte și de ceea ce ne dorim să facem pentru oraș, ci strict prin prisma faptului că dânsul are o experiență destul de vastă în partea legislativă a administrației. Așa este. Chiar voiam să spunem că am întârziat pentru că îmi spuneați că ați fost prins în trafic. Am întârziat pentru că n-am avut ce face și am încercat să ajung din partea cealaltă a orașului la dumneavoastră, trecând, considerând eu, pe scurtătură pe strada Traian. Am luat-o pe strada Traian, am ajuns pe strada Mircea și am constatat că de la Lupăică, de la statuie, erau pe două benzi, sunt șirate toate mașinile. Și pot să spun că la noi nu este aglomerație numai și numai prin prisma faptului, cum spun unii, că sunt prea multe mașini, ci pot să spun că este aglomerație datorată faptului că se circulă mult prea greu. Într-un interval de 45 de secunde ne mișcam pe distanță de aproximativ 7 mașini, ceea ce este dezastros. Nu o să ne plângem noi că avem mașini multe în orașul Constanța, nu cred că sunt mai mult de 50-60 de mii de autovehicule în trafic în orice moment al zilei. Sunt localități pe această planetă care cred că circulă sute de mii de mașini pe interval de timp dat, dar circulă, chiar dacă este aglomerație. Sunt două lucruri distincte. Aglomerația este una, aglomerația în trafic este una, statul în trafic degeaba, staționarea efectivă este alta. Nu există fluență. Voiam să vă spun că e ciudat pentru că domnul primar, actual primar, Virgil Pițac, tot spune că s-a mărit numărul de mașini în oraș și e foarte greu să găsim soluții de mobilitate. Păi, stați puțin, s-a mărit numărul de vehicule. Ok, ăsta este progresul societății, progresul omenirii. Lumea pentru asta muncește. Fiecare își dorește un confort sporit, zic eu. Nu cred că e cineva care își dorește rău. Toată lumea își dorește mai bine și binele. Că tot azi că suntem în perioada sărbătorilor. Nu numai numărul de mașini ridicat este de vină pentru ce ambuteiaje avem în trafic, ci lipsa de viziune privind corelarea fluxurilor de mașini pe stradă. Noi din străzi și zone unde aveam trei benzi pe sens, am rămas cu două, cu una din benzi de circulație rămase pe sens. Astea sunt problemele. Nu avem o gândire logică. Mai aveți puțin răbdare, mai sunt 15-20 de zile, se va închide și Bulevardul Ferdinand va fi sens unic.
și tot traficul de pe Bulevardul Ferdinand dinspre strada Mircea înspre gară va fi rerutat pe strada cu Zavodă, s-a zis. Nu știu cine o să circule pe strada cu Zavodă la ora actuală. De asta spuneam, în afară nu de șenilate. Se va întâmpla acum, așa, o mai amânăm puțin. O mai amânăm. Dar verdictul este același. La fel cum se amână și la ora actuală interdicția completă de staționare și parcare pe Bulevardul Lăpușneanu. El este finalizat. Indicatoarele rutiere privind restricțiile sunt montate. Banda de autobuze este semnalizată. Totul este pregătit. Da, dar proiectul nu e finalizat. Deci mai așteptăm un pic. Stați puțin. Nu e finalizat din ce punct de vedere? Păi, probabil mai sunt lucrări de făcut. Lucrări sunt de făcut destule. Nu e recepția finală făcută. Am înțeles. Eu am văzut dungi albe pe stradă. Să știți că marcajul rutier are două culori. Când este cu galben, este șantier în lucru. Când este alb, este marcaj definitiv. Cred că aveți prea multe pretenții. Nu sunt pretenții. Ceva am spus de marcajele rutiere? Legat de marcaj, adică deci, nu cred că știe. Sau poate știu, dar nu cred că lucrătorii sunt. Au dat cu ce culoare au avut. Nu. Au fost dungi galbene trasate pe Bulevardul Lăpușneanu până acum nici o lună de zile. Eu circul pe toate străzile din orașul ăsta, vreun nevrând prisma activității. Sunt un tip activ, merg peste tot toată ziua. Nu. Când s-au trasat dungile finale albe, chiar am remarcat următorul lucru. Că, de exemplu, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, bucata dintre intersecția Trocadero și cea de la Dacia, dacă o trasa un copil de clasa 5-a, reușeau o dungă mai dreaptă decât au trasat-o toți cei de acolo. Este așa, puțin ondulată, stânga-dreapta. Ondulată, da. Așa. Nu zic și de calitatea lucrărilor și asfaltului, pentru că tot asfaltul de pe Bulevardul Lăpușneanu, am înțeles, suntem oraș port turistic la mare și asfaltul a ieșit ca marea. E în valuri. Păi, domnul primar tocmai a anunțat că... Da, după ce am mai spus acest lucru, că va semna recepția finală după ce va trece de această iarnă. Ca să vedem calitatea lucrărilor. Dar nu știe nimeni dacă s-au decontat sau nu stadiul lucrărilor actuale și în ce stadiu sunt decontate lucrările actuale. Dar n-a vorbit de decontări, a vorbit doar că întârzie, de ce întârzie finalizarea proiectului. Și de păi ce nu, de cauza aceasta se întârzie. Nu. În viitor. Nu. Aceste lucrări nu întârzie din cauza aceasta, întârzie dintr-un singur motiv, că toți suntem în ajunul Crăciunului. Proverbul român spune așa, că porcul se îngrași, să nu îngrași porcul în ajunul Crăciunului, da? M-ați întrebat când a început emisiunea dacă mi-am anunțat candidatura mult prea devreme față de ceilalți candidați, posibil, și vă spun următorul lucru. Mulți se bazează și vor să aplice exact acest proverb. Poate vor să îngrașe și porcul în ajunul Crăciunului, vor atunci să facă aceste inaugurări în serie și să spună că sunt realizări. Acum, să vă spun sincer, se va spune că sunt realizări anul mandatului, dar dacă mă întrebați pe mine, a turna numai asfalt pe stradă pe care ne-ai chinuit pe toți locuitorii orașului timp de 3 ani de zile și să te lauzi că ai reușit să torni asfalt pe acea stradă în sfârșit, în secolul 21, în anul 2023-2024 de acum, mi se pare nimica toată. Puteai să te lauzi cu realizarea unui mandat de 4 ani dacă îmi spuneai că măcar una din cele 4 intrări în orașul Constanța, că nu avem prea multe intrări, dar suntem un oraș fiind cu marea într-o parte, avem doar 4 artere rutiere mari care intră în orașul Constanța, puteai să-mi spui că măcar într-una din acele intersecții, domnule, am făcut pasaj, pasarelă, pe dedesubt, pe deasupra. Nu, au început, au zis că o să fac acum brusc, dar au început cu un studiu de fezabilitate. O luăm de la capăt. Știți când au început să fac? Haideți să vă spun. Am vorbit de pasaje și pasarele începând cu luna iulie și august. În luna septembrie mă bucur măcar că mă ascultă și pun în practică ceea ce le spun, dar măcar să facă ceva pentru cetățeni. În septembrie și-au adus aminte că da, vom face un pasaj la intrare în Constanța, intersecția Bulevard Tomis, Bulevard Orel Vlaicu. De acord. Dar atunci să facă sistematizarea completă, le aduc aminte că Bulevardul Tomis se duce până în cartierul Tomis plus Palazul Mare. Și unde în proiectul inițial, paralel cu Bulevardul Tomis, atât pe o parte cât și pe cea pe ambele sensuri de mers, era prevăzut un drum de servitute, așa se numește, cu două benzi pe sens, cu interdicție totală de a intra, de a se adăuga alte intrări, ieșiri de drumuri perpendiculare pe Bulevardul Tomis și cu o trecere la nivel de pasaj în intersecția de la Palazul Mare, cea veche,
care se conexa cu bulevardul Tomis, fără niciun fel de semafor, fără niciun fel de stop, fără niciun fel. Așa era proiectul inițial, dacă mai vechi, de vreo 15 ani proiectul. Dacă l-au uitat prin sertare, să întrebe funcționarii din primărie care sunt mai vechi, o să-l găsească și o să ia proiectul vechi. Asta voiam să vă zic, domnul primar actual n-avea de mult să știe. Bine, am înțeles. Da, dar poți să te duci pe teren să vezi care sunt problemele, să vezi că se stă în intersecția de la Palazul Mare, cred că peste o oră și jumătate, la ora aceasta, la ora 17, cred că vă ia să treceți intersecția la Palazul Mare. Mie mi-a luat acum pe ceas cronometrat, nu vreau să mă plâng vis-a-vis de timpul de întârziere la emisiune. Eu sunt de vină că nu mi-am calculat că trebuie să-mi iau o oră și jumătate să ajung de la gară până aici. Și mi-a luat 55 de minute să fac de la, drumul de la gară până la dumneavoastră aici, pe strada Mircea. Este enorm. Dacă aș fi știut, pe cuvântul meu, aș fi venit în Adidas, nu în pantofi, cred că lăsam mașina pe strada Mircea și o luam pe jos și ajungeam mai repede. Dumneavoastră vorbiți acum de ieșiri din oraș. Da. Am muncit atâta în oraș în ultimul timp. Stați puțin, aduceți-mi aminte să vă spun. Proiecte în oraș. Domnule Valentin, permiteți-mi să vă spun următorul lucru. S-a dat și s-a finalizat lucrarea pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Am spus-o acum două săptămâni într-o altă emisiune. Că nu s-au realizat conexiuni între asfaltul, bun, rău, prost, cum o fi, de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, conexiunile cu străzile paralele, 10-15 metri, 12 metri de stradă, este săpată lăsată catastrofic, catastrofic la propriu, diferență de nivel 10 cm. Și iarăși m-am bucurat, la două zile după aceea și-au adus aminte și au făcut conexiune dintre intersecția de la Trocadero și Dacia. Au făcut conexiunea dintre strada Poporului și Lăpușneanu. Dacă tot mă ascultă și fac ce le zic, să le aduc aminte că pe strada București, intersecția cu bulevardul 1 decembrie 1918, ca să se numește acolo, au uitat să o facă și acolo îi mai lipsesc 12 metri liniari. Nu cred că atunci când ai plătit sute de milioane de lei de euro pe lucrările de pe bulevardul Lăpușneanu, nu ți-ai bugetat și 10 metri de asfalt dreapta. O să facă, a dat și comunicat. Am înțeles că o să-i facă, dar că până atunci cine cui plătește pagubele? Văzut au plecat utilajele din zonă. Știți cât costă să deplasezi un excavator, o mașină de turnat asfalt și toate celelalte? Costă mai mult decât lucrează efectiv, dar dacă le ai aici în zonă, pe acest sector de drum, pe această bucată, să facă o deviere de 10 metri liniar și înapoi, costă doar, efectiv, costul este infim față de a le aduce înapoi pe teren, pe poziție. Au plecat cu utilajele din zonă, acum trebuie să le aducă înapoi. Iarăși costă. Iarăși timp, iarăși nervi, iarăși cozi. Pentru că atunci când ajungeți la o groapă de genul acesta, nu cred că nimeni nu circulă pe acolo cu 50-60 de km pe oră. Cred că toată lumea reduce viteza și creăm ce creăm. Un alt ambuteiaj, o altă coadă, o altă stare de spirit, o altă stare de nervozitate. Asta este problema. Spuneți că toată lumea se nervează în trafic. Păi da. Da, v-am spus traficul că eu azi ar trebui să traversez orașul și să mă și întorc și într-adevărul. E o aventură deja. Acum 2-3 ani de zile când cineva vă spunea că în București îi ia o oră, o oră și să ajungă dintr-o parte în cealaltă a Bucureștiului, noi Constanțini râdeam de ei și le spuneam, hai mă, du-te-mă de aici, nu se poate mă. Acum durează o oră, o oră și la noi, problema este următoarea, noi facem o oră și pe 5 km. 10. În dar București. O să fie mai bine. Da, la vară va fi cald. Nu știu, eu așa vă zic, nu înțeleg greșit. Și n-am apucat, deci, până am devolat Lăpușneanu, vă duc înapoi la bulevardul Lăpușneanu. Bun. Interzicem complet staționarea și parcarea tuturor autoturismelor. Ați oferit o variantă înainte locatarilor din zonă? Păi nu mi-aduc aminte să asta fie. Asta ar fi trebuit să-l întrebați pe domnul Făgădău. Cine au conceput planul? Corect. Proiectele sunt de pe vremea domnului primar Făgădău, din anul 2019. Proiecte făcute, dacă mă întrebați pe mine, pe genunchi, într-un birou, să le bifăm, să le facem. Nu ai și cred că nimeni pe teren să analizeze, să vadă și să facă un studiu de trafic real de pe teren, să facă un sondaj de opinie, să întrebe locatarii, să întrebe cetățenii orașului Constanța ce își doresc. Astea sunt problemele. Nu am, sunt de acord, trebuie și pista de biciclete, perfect, dacă trotuarul are 4 metri lățime disponibil, cred că se poate amenaja pista de biciclete și pe acel trotuar, că nu cred că avem pieton cât să circule, nu suntem în intersecția Hayabusa, știți la care mă refer, da, renumita și celebră din Tokyo, da? Încă nu avem ația pieton pe trotuarele din oraș Constanța, deci se poate
Zic eu, amenaja și pista de biciclete, adică se poate împăca toată lumea, și pista de biciclete, și bandă separată pentru transportul în comun. Dar haide să le gândim logic. Păi, cred că au fost făcute niște studii de trafic. Și am pus parcarea pe stânga? S-au mai făcut studii, ați văzut, pentru sensuri unice, avem atâtea în oraș. Nu, nu, sensurile unice iarăși sunt studiile de... Nu, 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 stați. Toate, deci, unele sunt bune, unele sunt complet ilogice. Și conexate cu sensurile unice ilogice, sunt ilogice și anumite interdicții pe anumite zone sau excluderi complete de posibilitate de a vira stânga, dreapta, pe unde vrea cetățeanul. Și avem, cred că dacă mă întrebați pe mine, de exemplu, pe Bulevardul Mamaia, cred că avem o supraaglomerare de 20-21% dintre mașini, numai și numai datorită faptului că nu mai pot ajunge și vira oamenii unde aveau efectiv treabă și atunci, sau unde domiciliază sau unde lucrează. Și atunci, efectiv, trebuie să vină în bulevard, fac dreapta, merg pe bulevard un kilometru într-un sens, un kilometru în celălalt. Acea persoană poate n-ar fi mers acel kilometru. Au funcționat o viață intersecție. Dumbrava Roșie, colț Bulevard Mamaia, puțin mai jos de dumneavoastră, da? Se circula, se trecea direct, se intra în cartier, se ieșea. Nu, acum trebuie să faceți dreapta 50 de metri, frânați, opriți toată coloana în spate, nu aveți rază de viraj, nu puteți să întoarce din prima decât dacă o luați așa cu 2 km la oră, 3, da? Dacă ați circula cu un autoturism mai mare puțin sau mai un SUV, un ceva mai mare, dacă nu blocați și banda a doua a sensului noastră de mers și toate benzile pe celălalt sens de mers, nu puteți întoarce. Că trebuie să întoarceți ca să virați dreapta înapoi după încă 30 de metri. Aceasta nu este o supraaglomerare pe segment de drum și o gâtuire a traficului impusă? Ba da, dacă mă întrebați pe mine. Poate eu sunt absurd, nu înțeleg. Eu asta vreau să vă întreb, poate sunteți dumneavoastră nemulțumit, iar alți constanțeni sunt mulțumiți. Perfect. Să se ducă personalul primăriei să stea în intersecție acolo și să facă un sondaj de opinie, să ceară opinia cetățenilor. Fără nume și prenume, că cetățenilor le este frică la un moment dat să spună numele și prenumele. Mai suntem în perioada să ne fie frică? Eu zic că da. Din această cauză nu se prezintă nici la vot. Sau nu neapărat că nu se prezintă la vot sau nu s-au apucat efect de politică. Din frică, din comoditate. Din comoditate pot să înțeleg. Dar frică? Și de frică. În perioada asta? Și de frică. Ăștia. De indiferență. Dar indiferență în schimb, pot să înțeleg. Da? Dar cred că e mai mult dezamăgire, să știți. Bun, dezamăgire, indiferență. Dar dacă nu se trezește conștiința fiecăruia și nu înțelege fiecare că trebuie să ia o poziție și poziția care o poate avea cetățeanul la îndemână este următoarea. Ori se apucă de politică ca mine, ori dacă nu înțelege că odată la 4 ani are dreptul să-și manifeste opțiunea. Adică se prezinte la vot. Să se prezinte, dacă mă întrebați pe mine, 99,9% din populația cu drept de vot să se prezinte la urne. Să aleagă pe cine vrea fiecare, dar în momentul în care o prezență la vot într-o comunitate depășește 75-80% prezența, cine este ales în momentul acela este clar cel dorit de populație, în marea majoritate. Că asta este regulat de baza democrației. Și atunci înseamnă că cine l-a ales pe cel în cauză nu mai poate reproșa și nu îi poate reproșa nimic în următorii 4 ani, cine nu l-a ales, asta este situația. Nu are dreptul să... Vedeți că oamenii sunt... mai au încredere că votul lor schimbă ceva. Păi pentru a avea încredere că votul poate schimba ceva, m-am apucat eu de această idee de a candida la primărie. V-am spus puțin mai devreme, n-am făcut niciodată politică până acest moment, provin din mediul privat, n-am lucrat în sistemul public sau la stat, cum se spune popular, niciodată în viața mea, am lucrat mai în mediul privat, eu am dezvoltat. Că e un demers dificil. Da, este. Și nu știu câte șanse are asta, poate știți mai bine dumneavoastră. Dacă nu încerci, nu o să afli ce șanse ai avut. V-am spus puțin mai devreme, dacă stăm numai pe margine, în tribune, și comentăm cu toții și nu ne place, dar în schimb în ziua când sunt alegerile stăm acasă și nu ne prezentăm să votăm, degeaba ne plângem. Păi e mai comod să ne plângem pe rețelele de socializare. Sunt de acord, dar la câți nervi și cât ai stat în trafic, îți pierzi și 10 minute până la secția de votare. Ți-aduce aminte și te duci atunci și votezi. Votezi cine vrei tu. Probabil, mai mult ca sigur, opțiunea electoratului în Constanța
va fi destul de, să zicem așa, vastă. Sunt convins că vor fi mult mai mulți candidați în afara partidelor. Acum 4 ani, o grămadă. 3 ani erau 14 candidați, dacă nu mă înșeală memoria, sau 14 sau 16? 16, 17. Deci am zis, ok. Deci candidați, da. Deci în afara partidelor consacrate mari, deci au mai fost foarte mulți candidați. Sunt de acord, nicio problemă. Tocmai asta înseamnă că populația are de unde alege. S-a tot spus că mulți au fost iepurași, așa zis și iepurași. Nu vă temeți că și m-au întrebat și pe mine. Veți fi privit astfel? M-au întrebat și pe mine și l-am spus că orice da față de iepuraș n-am. Deci, credeți-mă, nu. Și când ziceți iepuraș, mi-aduc aminte de Playboy. Dacă o să găsiți vreo persoană genul feminin care să arate precum standardelor revistei în cauză, că revista s-a oprit de la publicare, nu se mai publică, pot să-i pomenesc numele, de acum este istorie, a murit și fondatorul, Dumnezeu să-l ierte, dar acolo erau iepurași, eu așa știu. Și nu cred că... Cum o să-i convingeți pe cetățeni? Cu ce? Cu ca ce? Să vă aleagă pe dumneavoastră și nu pe altcineva? Le-am propus un decalog, 10 puncte. Un plan în 10 puncte pentru Orașul Constanța. Un plan în 10 puncte realizabil în mod logic, bazându-se pe puterile și pe ceea ce are Orașul Constanța la ora actuală la dispoziție. Nu este un plan utopic. Să construiești, să renovezi, să redai o altă destinație unor clădiri deja existente, să le faci creșe sau grădinițe, nu mi se pare navă spațială, nu cred că este... nu știu ce rachetă purtătoare de Soyuz sau păi Columbia sau Endeavour. Durează, ca să te apuci de o construcție. Trebuie să faci tot felul de documente, de licitații, de să ne înțelegem. Găsești o firmă. Să ne înțelegem. Întâi și întâi trebuie să faci și să vrei să faci. Deci să ne înțelegem. Întâi și întâi trebuie să vrei să faci. Dacă începem cu studiul de fezabilitate, dacă este nevoie să facem reabilitare termică la o clădire, începem prost. Cred că dacă ne ducem noi doi, acum doi oameni în toată firea maturi și ne uităm la o clădire și vedem o școală care încă geamuri de lemn de acum 30 de ani, cred că nu mai trebuie să ne vină cineva să ne spună că geamurile acelea ar trebui înlocuite. Păi, da, așa cred că face, dumneavoastră acasă, nu știu, eu îndrăznesc să vă spun că... administrație mă refer. Da, nu, am înțeles, dar dumneavoastră acasă și orice cetățean al orașului Constanța la el acasă, dacă vede că geamul lui nu îi se mai închide și suflă vântul pe lângă el, îl schimbă, îl repare. Nu cred că mai cheamă pe cineva să-i spună este cazul să schimb geamul sau nu. Asta este, știți, era un banc când eram mai tânăr. Că, în fine, de ce? Că doi foști colegi de liceu, unul apucase pe IT, unul pe industrie auto. Și, știți, vă fac să râdeți puțin. Și se întâlnesc ăștia și cel din industria IT râdea de la cu industria auto. Ce, bă, zice, noi în 30 de ani calculatoare sunt de 100 de ori mai rapide, sunt de 10 de ori mai mici, mai știu, mai știu cum. Voi mașină tot așa amar, tot așa consumați, tot așa. La care cel din auto îi spune, da, ziceți, de acord cu tine, dar știți, zice, nici voi nu o să faceți mașini niciodată din IT, cum facem noi. De ce? Păi voi când omul ar călca frâna, fiind stare să mai puneți un ecran, să nu întrebați, bă, da, sigur chiar vrei să calci frâna? Păi așa și cu asta ce vă spun, deci dacă e o chestie vizibilă, nu cred că ne trebuie studiu de fezabilitate să vedem că trebuie să irigăm parcurile. Nu cred că trebuie să angajăm o firmă să ne spună păi că... așa e legislația. Nu este legislația așa. Cum? Nu este legislația așa. Domnul Valentin, vă contrazic. Lăsați-mă în pace, este proiect. Indicatorii tehnico-economici. Domnule, ai comisie de specialitate în interiorul primăriei. Îi trimiți pe cei din comisia ta de specialitate, îi pui să calculeze, că doar de asta sunt la muncă. Nu cred că trebuie cineva de pe planeta Marte să vină să ne spună că aveți lacul Tăbăcăriei, parcul lângă, parcul este uscat complet, că nu este irigat. Punem o pompă de apă în lac, punem un sistem de irigare, punem o automatizare cu o baterie, că dacă tot ai zis că n-ai curent electric, așa, care va da drumul să funcționeze pompa de la ora A, de la ora D și pune sistemul de irigație prin pământ și se va iriga parcul. Unii vorbesc de trimis rachete pe lună da. Și noi nu putem să punem, nu mă înțelegeți greșit, este unul dintre... Trebuie să găsești o firmă printr-o licitație, trebuie să vezi dacă n-ai contestații. Știți cât este licitația pentru îngrijirea spațiilor verzi a primăriei Constanța pe anul acesta? Ați foarte citit mult bugetul? Da. Vreți să vă spun așa, să se uite lumea la noi să... 21 sau 22 de milioane de euro. Pe 4 ani. Pe 4 ani, 5 milioane 400 de mii pe an, e puțin? Este nu, enorm. E normal la câți oameni e nevoie de să uzi. Da, așa este. Unul ține furtunul, unul conduce tractorul, unul dirigează cisterna tractorului. Păi nu e mai bine să punem o automatizare? O să.
O să punem. Da, depinde cine va fi. A demarat lucrările de reabilitare a parcului de Băcării. Da, sunt curios să vedem ce înseamnă reabilitare. Până unde merge în afară de malul lacului, pe care eu când eram copil era faleză și se putea face ocolul lacului pietonal, pe malul apei, direct. În afară de faptul că se, am înțeles în acel plan, este cuprinsă faleza, lucru necesar clar că altfel caz în apă, însă sunt zone în, lac, în parcul Tăbăcăriei care au apărut deja ca fiind îngrădite. Pe partea dinspre bulevardul Alexandru Lăpușneanu, pe lângă faimoasa și vechea zonă lacetate de când era, când eram noi mici, eu am văzut personal două, trei zone deja îngrădite. Acum nu știu ce înseamnă reabilitarea parcului Tăbăcăriei, îngrădirea lui și împărțirea lui în sectoare. Poate depășește mie capacitatea de percepție acest lucru. Păi nu vreau să mă înțelegeți. Sunteți presa a patra putere din stat, vă rog frumos să întrebați, sunteți invitații mei, puteți întreba, poate dumneavoastră vi se răspunde deocamdată mai repede. Decât că au adus vă duc eu mâine până acolo să vedeți. Și că s-au tăiat copaci. Vă duc eu până... Nu ai vorbit de copaci. Da? Eu văd că este uscat, este arid, în condițiile în care lacul este la 50 de metri lângă. Haideți să fim serioși. Păi, lacul nu e al primăriei. Dar al cui este? Al AMPA. Nu știți că a fost o adevărată epopee. Orice ca să sursă, aflăm cine e orice de sursă, ține. Orice sursă de apă dulce din România, indiferent de proprietarul ei, dacă tu vrei să faci aducțiune și să iei apă dulce de acolo, dacă nu este tratată și potabilă, se plătește și se poate lua apă. Fără supărare. Dar condiția o luăm de la capăt. Este să vrei. Asta înseamnă să faci parc. Vreți să vă dau un exemplu ilogic? Bun, țipăm atâta după parc urban de la primărie de amenajeri, de parcuri amenajeri și pe tot bulevardul Mamaia acum am săpat o bandă, am tăiat tot asfaltul să punem o conductă de la zero, atenție, nu-i reparație, și am stricat tot spațiul verde din mijloc? Că toate utilajele... Face. Două secunde. Întrebare. Dar nu era logic să pui, dacă tot ai distrus tot spațiul verde din mijloc, conducta direct pe spațiul verde? Nu e o gândire logică? Că tot îl refaci. Și nu mai tăiai nici asfaltul, nu mai blocai nici traficul, nu mai creai 1000 de denivelări, peste tot pe unde au făcut compactările. Pe dar eu am văzut de astă vara, astă toamnă, pe bulevardul Ferdinand, pe bulevardul Lăpușneanu, pe bulevardul Aurel Vlaicu, compactările se făceau cu un cilindru compactor din clasa celor 400-500. 400-500 înseamnă kilograme masa totală a cilindrului compactor. Nu vă spărați, știți ce greutate masă la gol are autoturismul cu care circulați? Minim 1200. Minim. Sub 1200 doar matizul și lăstunul. Alea au vreo 900, 700, 900 kg, 800. Da? Când tu faci compactare la un sector de drum pe care vor circula mașini după, cu un cilindru compactor de 500 kg, clar, dedesubt, sub covorul de asfalt care l-ai turnat acum, partea de piatră, tot ce este încărcare, se va tasa și vor apărea șanțuri. Așa apar acele faimoase deniveluri și acele șanțuri de peste tot până mergeți, pac, dați de o denivelare de un șanț de restul. N-a nimeni în sensul ăsta, dar cineva trebuie să verifice și constructorul cum face lucrarea și ce o face. Nu poți să-l lași pe la... Ei au fost verificați, ați văzut, domnul da? Primar, okay. A spus că n-are de ce să-i amendeze. Da. Este opțiunea fiecăruia. Să avem încredere. Este democrație. Fiecare om este liber să aibă ce opinie are. Asta este regula de bază și principiul de bază al democrației. Da? Fiecare om este liber să aibă o opinie. Fiecare om este liber să aibă o părere proprie și personală. Aceea este părerea dânsului. Părerea mea personală este... Că trebuie să așteptăm până la procesul final de recepție. Să ne ferească Dumnezeu de o iarnă grea în care să avem vreo 4-5 reprize de îngheț sub minus 10 după ce ninge puțin. Pentru că vor crește craterele pe străzile din orașul Constanța, precum cresc ciupercile după ploaie. Am văzut eu unul asta, să știți. Vedeți? Chiar am rămas în mijlocul intersecției. Vedeți? Format proaspăt. Nu știu cât de proaspăt, dar era unul. Asta încerc să vă spun. Da? Pe trotuare, unde sunt pavele și unde călcați doar dumneavoastră ca persoană, ați văzut un sector de pavele
drept finisat complet 100 de metri liniari? Urmează. A, urmează, mă scuzați. Deci încă n-am ajuns la 100 de metri. Dacă n-am ajuns că la 100 de metri de pavele, peste tot au lăsat cabluri, tuburi, găuri, lipsă de pavele. Lipsă de... Vă spuneam puțin mai devreme, domnule, reîntoarcerea la poziția de pe care ai plecat costă cât deplasarea inițială. Se numesc de organizare de șantier. Inginerește, vorbind așa se numește. Alocarea de utilaje, echipamente pe un anumit sector unde ai lucrare se numește organizare de șantier. Costul cu organizarea de șantier este cuprins în costul oricărui deviz efectuat de oricine. Dacă o luăm de la capăt și reluăm devizul și punem tot și ne mutăm și ne plimbăm, bine, de fapt, ce vorbesc? Că pe strada Ștefan cel Mare, dacă nu mă înșel, este a treia sau a patra oară când s-au demontat, remontat pavelele, nu? Au fost proiecte suprapuse. Am înțeles. Păi și cine devine cum l-a conexat? Este aceeași idee pentru care am ajuns de râsul întregii țări cu patru treceri de pieton, 5 pe 400 de metri liniar, pe Igheduca. Da? Mențin teoria, am filmat-o de două ori până acum, mi-o afirm și a treia oară, nu e problemă. Consider că câte un proiectant sau câte o persoană s-a ocupat de fiecare stradă, una de Ferdinand, una de Cuza Vodă, una de Ștefan cel Mare și cealaltă este Mihai Dumitru, ultima, da? Fiecare a proiectat câte o stradă, fiecare a prevăzut câte o trecere de pieton la trecerea fiecărei străzi peste strada de Igheduca, s-au dus pe teren, l-au pus în practică, fără să gândească să întrebe stânga ce face dreapta. Și așa s-a ajuns la acel număr de treceri de pietoni, de ne-au dat ăștia pe toate televiziunile din toată țara, la subiecte să râdeți de ei. Asta a fost ideea. Deci dumneavoastră considerați că administrația Chițac n-a urmărit implementarea proiectelor așa cum consider că administrațiile din primăria Constanța, nu numai actuală, ci și cea precedentă, să nu crezi că cea precedentă a fost The Virgin Mary. Nu. Că ați spus și dumneavoastră puțin mai devreme și cea precedentă este cea care a inițiat aceste proiecte. Bine, ok, dar tot un proverb nu spune așa, când un nebun aruncă o piatră în baltă, 100 de oameni deștepți se chinuie să o scoată. La noi este invers. Până în prezent, 100 de nebuni au aruncat câte o piatră în baltă. Și acum o să rămân fără baltă. Păi, a spus domnul Chițac că, da, că trebuie să implementeze. Au cerut astea, 60 de modificări. Problema este că nici modificările nu au fost corelate și gândite logic. Până nu înțelegeți că nu se iese, dacă nu ieși din birou și nu e pe teren, nu o să vezi care e viața reală de pe teren. Dintr-un birou, nu știu, chiar acum când eram în drum spre dumneavoastră, vorbeam cu cineva la telefon și am spus următorul lucru. Băi, omule, zic, eu nu înțeleg un lucru. Oamenii ăștia când pleacă de la Casa Albă, care nici aia nu este a primăriei, că primăria Constanța nu are sediu încă proprietate, ca să râdem puțin, așa și de primăria Constanța, a avut, nu are, am spus nu are, da? Zic, oamenii ăștia nu vin așa frumos și noi au tot pe strada asta mici acel bătrân, ei nu văd zilnic cât stau în trafic la ora 4 acum după amiază, nu-i deranjează, la care celălalt interlocutor al meu spune la telefon, păi ce, n-ai auzit mă de termenul ăla de analfabetism funcțional? Zic, ba da. E, uite, ăsta este un exemplu, zice. Sunt oameni care trec ce viața pe lângă ei și nu interesează. Când a fost la școală, a citit o lecție, a învățat-o pe de rest, a reprodus-o pe aceea, a trecut școala, a terminat-o și, în schimb, pe stradă, pe viața de zi de zi, nu vede ce e în stânga, nu vede ce e în dreapta. Și preferă să stea așa și se uită în zare când e în mașină și nu-l deranjează. Păi tine ce te deranjează? Poate că tu preferi să prețuiești timpul. Pe alții poate nu-i deranjează. Zice, ți-ai pus problema așa? Și am zis, nu, refuz să cred problema asta așa, ci mai degrabă aș crede următoarea variantă. Care? Dom'le, nu-ți conexați la viața reală a orașului. Asta este problema cu cetățenii aceștia care ne conduc orașul la ora actuală. Nu-i deranjează. Poate și angajații din primărie văd, dar cum spunea și dumneavoastră, le e frică. Păi bun, v-am spus și mai devreme că le e frică și mi-a zis că n-au cum în secolul ăsta. Vedeți că acum am dat dreptate? În sine. Păi vedeți că acum am dat dreptate când v-am spus că le e frică românului și în ziua de astăzi este frică să spună cu subiect și predicat, cu nume, prenume, domnule, eu vreau să-l votez pe X. Niciunul nu recunoaște acest lucru. Tocmai pentru că este această frică, acest sentiment de a nu spune în mod direct și expres ceea ce gândești, eu am spus că oferim o variantă populației. Mi-am declarat și asumat în mod public candidatura la primăria orașului Constanța, unde consider că mai puțin contează partidul, că e un partid mic, că e un partid mare, cât consider că contează omul. Primarul trebuie să fie un bun administrator al orașului. Asta este opinia mea. Acum rămâne de văzut ce vor decide cetățenii. Da. Haideți să ne și vă spun înainte că dacă nu câștig în 2024, nici mai candidez după. N-am...
Nu sunt candidat de meserie. Haideți să ne întoarcem la programul dumneavoastră de care vorbeați. Da, e 10 puncte, este foarte simplu. Avem probleme de infrastructură, avem probleme cu creșe grădinițe, ne trebuie un spital construit de la zero. Constanța este un oraș destul de bogat. Nu înțeleg de ce trebuie să luăm un credit de 53 de milioane de euro numai ca să plătim arierate la lucrările acestea fantastice de infrastructură, când cu acești bani puteam construi un spital în orașul Constanța. Și am construit o înșiruire de containere cu burlane de aluminiu, cu ghilimele de rigoare, burlane, de așa se văd din stradă. Invit cetățenii orașului să treacă pe Bulevardul 1 decembrie 1918, să vadă faimosul spital modular, care este mult lăudat a investiției și realizare în domeniul medical, spunându-se că este singurul spital construit în ultimii 30 de ani în oraș Constanța. Mie mi-a fost rușine să vorbesc de la că e spital. Ăla este o înșiruire de containere. Un spital înseamnă construcție de la zero, din temelie până sus, un spital care să fie reprezentativ pentru orașul Constanța. Pentru care am fi primit sprijin și finanțare dacă l-am fi cerut, credeți-mă, suntem o zonă destul de sensibilă din punct de vedere industrial. Nu știm să ne expunem punctul de vedere și să ne cerem drepturile. Suntem un județ discriminat, odată de faptul că s-a zis că s-a tăiat finanțarea pentru construcția unui spital regional în Constanța. Eu personal, să fost politician, aș Constanța, aș fi ieșit și aș fi țipat în gura mare că avem centrală nucleară, avem rafinărie, industrie petrochimică, da? Avem bază militară în zonă, avem portul, avem zona de graniță, deschidere cu ce știm toți, că plutesc mine pe Marea Neagră și restul. Avem un aflux extraordinar de mare de cetățeni pe timpul sezonului estival și se impunea în mod expres construcția unui spital nou de la zero, reprezentativ pentru orașul și județul Constanța. Pentru asta trebuia să militeze. Iar al doilea lucru, pentru o cealaltă taxă discriminatorie față de tot județul Constanța, taxa trecere Podfetești. Care a fost scoasă o perioadă. Nu, a fost scoasă o perioadă că le-a fost frică că era coadă la stația de trecere prea mare. Dar suntem singurii din țară care plătim o taxă de trecere pod a unui pod proprietatea Companiei Naționale Administrației Infrastructurii Rutiere, a CNIR, în condițiile în care în toată țara sunt poduri cu deschidere mult mai mari, mai lungi, cu tot același număr de benzi, cu două PS, tot în regim de autostradă, și niciun pod din România nu se plătește cum se plătește podul de la Fetești, taxa de trecere pod Fetești. De ce eu, când vreau să plec din județul Constanța în țară, trebuie să plătesc? Nu cred că cineva din județul Argeș, când pleacă în Craiova, în județul Dolj, plătește. Nu plătește nimeni. Trece râul Olt. Din județul Sibiu, în Hunedoara, când trece, trece un pasaj, un viaduct de 2800 de metri deschidere pe autostradă. Nu plătește nimeni. Noi de ce trebuie să plătim? Păi, n-ați vorbit cu parlamentarii? Ba da, am vorbit. Am vorbit. Și acolo a rămas. La stadiul de discuție. Pentru asta ne trebuie o voce vocală în orașul Constanța, ne trebuie cineva care să ceară drepturile să muncească și să ceară drepturile constanțenilor. Ne trebuie spital finanțat, v-am spus puțin mai devreme, de stat. Au fost programe de finanțare europene, nu le-a accesat nimeni pentru Constanța, de anvelopare și eficientizare energetică a tuturor blocurilor? Cum nu? A anunțat domnul primar că... Va cere acum? Nu, a cerut deja, i s-a aprobat, așa. Urmează păi să înceapă lucrările. A fost program european de finanțare, este de 10 ani de zile. A, vor începe. Mă scuzați, o luăm de la capăt. Proverbul, porcul se îngrașă în ajunul Crăciunului. În anul 2024, înainte de alegeri, în 3 nu vom face tot. Deci credeți că au fost întârziate toate lucrurile astea, toate proiectele? E specific românesc. Este specific românesc. Porcul să-l îngrășăm în ajunul Crăciunului, nu? Că tot e Crăciun. Acum asta probabil se vrea. La anul, în anul 2024, cu 3 înainte de alegeri, vor fi toate lucrurile finalizate, recepționate, toate contractele semnate. Păi și atunci... de ce nu le facem anii dinainte? De ce trebuie să facem un ultim an? De ce nu s-a făcut și acum 2 ani? Păi și atunci nu vă temeți că văzând toate lucrurile astea, constanțenii vor alege... Dacă eram un om temător, nu mi-anunțam candidatura la primărie de acum. Da? Vă întreb că știți, da, dacă uită. Eram un om temător și încercam să stau să mă gândesc ce se va întâmpla, nu mi-anunțam candidatura de acum. Da? E ce v-am spus puțin mai devreme. Cetățenii trebuie să se prezinte la vot în număr cât mai mare și să gândească și să aleagă cum își doresc ei. Domnule Serghe, în conferința de presă din weekend, da? Ați vorbit și noastră de un parc industrial. Da. Un alt subiect de care s-a tot vorbit, da. A vorbit toată lumea, este, nu s-a întâmplat nimic. Este unul din punctele, cele 10 puncte de care v-am spus, din decalog, da? Amenajarea unui parc industrial. Da, da, este imperios necesar. Toată lumea este că va face și nu s-a întâmplat. Adică păi și eu ce să vă fac acum? Păi în ultimele 3 luni. Sau... Nu, în ultimele 3 luni înseamnă atunci.
dacă tot mi-a zis puțin mai devreme, m-ați provocat, înseamnă că iar în ultimele trei luni probabil se va face și parcul industrial, dacă ați că toată lumea a zis. Nu știu, eu nu am spus. Până în prezent n-am fost în măsură să decid. La toate alegerile astea am auzit de parc industrial. Păi și cine e de vină? Electoratul, că nu a penalizat. Ce-am mai gândit iar cu un parc păi electoral. Ne trebuie un parc industrial, nu, clar. Industrial, mă scuzați. Da, ne trebuie un parc industrial. V-am spus, ne trebuie parc industrial, ne trebuie lucrări de infrastructură corelate, ne trebuie un sistem de gestionare automatizată, inteligență artificială, că suntem în secolul ăsta, al traficului rutier, al timpilor de mers în semafoare, conectate, frumos, dispecerat, poliție locală, supraveghere, în timp real, cameră de luat vedere. Haideți să fim serioși, o cameră de luat vedere să cumpere ziua de azi, este nimica toată. Păi se tot cumpără camere de luat vedere. Bine, eu n-am spus că se cumpără sau nu, eu v-am spus că trebuie puse și în funcțiune. Da? Nu s-a făcut niciun dispecerat central de gestionare a traficului în Constanța. V-am spus despre spații verzi, v-am spus parcul industrial ne trebuie clar, ne trebuie creșe, ne trebuie, v-am spus, un spital, ne mai trebuie ceva, toată zona peninsulară, tot centrul vechi trebuie renovat. Păi, ori prin finanțare europeană, ori prin impune. Nu pavelele de pe jos care s-au spart imediat în 6 luni după și n-a mai știut nimeni cine le-a pus, că a uitat toată lumea. E pe principiul acela, știți, nici usturoi n-ai mâncat, nici gura nu-ți miroase acum. Nimeni nu știe cine a pus pavele. A renovat centrul vechi nu înseamnă să pui numai niște pavele pe jos. Înseamnă să renovezi și fasadele tuturor clădirilor din centrul vechi prin decizii impuse, prin finanțare europeană. Trebuie să găsești o variantă, că de asta ești administrație locală. N-avem acel să-l program faci atractiv. Care... Este program european de reabilitare. Da, avem un program local, aduceți-vă aminte. Cei care vor să-și nu refacă bani. Fața de așa? Pot... primi bani de la primărie. De acord. După ce investesc. Nu după ce investesc, nu. Există program european de reabilitare a centrelor vechi și istorice din toate orașele Europei. Mari, disponibile. Nu este următoare. Trebuie să subscrii. Trebuie să te înscrii. Păi, nu avem muzee amenajate. De reabilitare a peninsulei, dar nu s-a mai întâmplat. Că nu s-a mai întâmplat. De ce? Anul electoral prea la anul, mă scuzați, stați puțin. Se începea prea târziu. Păi și nu, stați să-mi permit așa să gândesc. Anul electoral este la anul, am înțeles. Deci anul ăsta nu, așteptăm alegerile cu 3 luni înainte să nu-și contract de reabilitare. Gata, am înțeles ideea. Mă scuzați, n-am știut. Eu n-am înțeles despre ce este vorba. Păi atunci cum vorbim? Știți asta ne ce prim. Legat de spital? Spuneți. Care? Spitalul județean? Nu știți, stimați cetățeni, vă spun eu. Vedeți că aripa de est a spitalului județean este depărtată 15 cm de cealaltă deja. Spitalul județean funcționează la ora actuală fără autorizație. Ce e autorizat? De securitate. De securitate la incendiu? Da. Dar statea clădirii în oraș care funcționează așa. Știați? Nu știați. Nu-i frumos ce vă zic, credeți? De asta ne trebuia un nou spital. Legat de spital nou, vă întreb, pentru că atâția politicieni s-au zbătut să facă asta și... Eu refuz să cred că dacă cineva face o adresă în mod expres și îi spune fiecăruia dintre marii contribuabili din județul Constanța că este nevoie de o subscripție publică să facem spital și că în loc să dăm 2 milioane de euro pe sensul giratoriu de la Păpădie, îi alocăm bugetului de construcție a unui spital județean și în loc să dăm 1 milion de euro pe beculețe, anunțăm populația orașului Constanța că am mai plătit un etaj din spitalul județean, eu refuz să cred că cineva din județul Constanța și orașul Constanța va spune numai eu vreau beculețe, nu vreau spital. Pe refuz să cred beculețe. Acest lucru. Eu cred că dacă facem un apel la populația orașului Constanța de pe bulevardele principale să pună fiecare un bec în geam colorat, că în schimb construim un etaj de spital, fiecare va prinde un bec. Refuz să cred că cetățenii orașului își doresc doar beculețe fără spital. Nu pot să cred acest lucru. Aveți încredere în Constanțeni, văd. Păi fără încredere în oameni că nu evoluăm. Sunt oameni buni și săritori. Sunt oameni foarte buni, sunt oameni săritori. Sunt oameni buni, sunt oameni săritori, sunt oameni răbdători. Păi dacă nu erau oameni buni și răbdători, până acum, în mod normal, trebuia să fie toți în meeting în fața primăriei. Dar de ce nu iese lumea la meeting? Păi că e răbdătoare, cum ați zis. Sau varianta cealaltă, cum am spus eu, că omul nu vrea să-și asume în mod expres anumite idei. E frică să-și spună nume și prenume. De aceea am spus, în cabina de vot este fiecare singur cu cel de sus. Să se prezinte și să voteze. Care credeți că sunt șansele dumneavoastră să obțineți mandatul? Pierre de Coubertin a spus următorul lucru, da? Deviza Jocurilor Olimpice este să participi, măcar întâi și întâi. Eu vă spun, completarea este următoarea. Fără să participi, nu vei avea nicio șansă să câștigi. Păi da, dar a spus că dacă nu câștigați... Nu mai candidez, nu sunt an de meserie. Păi, nu, trebuie să reîncercați și să vă cunoască lumea mai bine și poate data viitoare e mai bine. Vedem.
Never say never. Deci sunteți adeptul? Nu știu. Că... Deci v-am spus următorul lucru. La ora actuală, eșichierul politic local, zonal, este destul de divizat. Nu toată populația este atât de, să spunem așa, fără pasiuni vis-a-vis de mediul politic local. Cred că populația a început să se trezească și să gândească că totuși trebuie să aleagă pe cineva care să se ocupe și de oraș. Păi să avem, s-a tot ocupat. Și de obicei marinare am văzut. Cumva o să rupeți tradiția dacă o să fiți primarul Constanței. De ce? Am avut păi și un medic. Am avut marinare. Am avut și un medic în istoria orașului Constanța. Mai de mult. Mai de mult, da, înainte în de ultima, 2000. În ultimii ani. Păi de ce? Domnul Făgădău era marinar? Nu, nu știe nimeni ce a fost. Nu știu ce aminte. Vedeți? Prefer să-și aduc aminte lumea peste 5 ani de acum înainte să spună că bă, vezi mă intersecțiile astea de aici, da, uite, ăla le-a făcut, mă. Păi o să ne aducem aminte tot timpul că administrația Făgădău a propus aceste proiecte. Da, proaste din punctul meu de vedere. Asta e opinia dumneavoastră. Din punctul meu de vedere. Proaste am spus. N-am spus din punct de vedere altul. Ele trebuie adaptate, corelate și corectate. Am înțeles că actuala administrație la cele proiecte a avut peste 60 de amendamente. Atenție, toate aprobate. Bun. Niciunul din acele amendamente n-a spus că vrem Ferdinand să fie din nou cum era înainte pe patru benzi. Ce înseamnă acest lucru? Ce? Nu știu. Că cei care au scris amendamentele nu s-au gândit la problemele reale de pe teren. Dar poate s-au gândit, dar poate știu că nu va fi aprobat. Dom'le, dar până nu încerci, de unde știi că nu va fi? Păi, până acum, fără supărare, dacă dumneavoastră nu vă duceți la, pe malul apei și nu băgați picioarele în apă, o să spuneți că nu puteți vă udați pe picioare, nu cu apă. Pe când eu pot să vă spun următorul lucru, ok, am înțeles, de acord cu opțiunea noastră, nu vă puteți uda pe picioare. Dar dacă mergeți pe stradă și călcați într-o groapă sau trece unul cu mașina și vă stropește când sunteți pe baltă, nu vă udați pe picioare? Deci nu aveți de unde să știți, decât dacă ieșiți pe teren. Dacă stați în casă la dumneavoastră sigur în fotoliu, nu o să vă udați pe picioare. Da, și în peninsulă a fost vorba că va fi pietonal. Păi și nu e pietonal? În peninsulă. Da. Deci, sunteți ironic. Nu sunt ironic, dar faimosul muzeu de istorie al nostru, care este în pericol să cadă și el. Dar va fi reabilitat, sperăm. Va fi reabilitat și el peste încă 4 ani, probabil, la legile următoare, că la legile acestea nu mai au timp. Toată piața Ovidiu, pe care, într-adevăr, traficul este interzis, acolo este strict zonă pietonală, nu vorbim serios, așa, la modul sincer, și tot ce este în zonă, noi nu suntem în stare să le aranjăm, să le promovăm, să facem niște circuite, să punem niște indicatoare turistice minore. Să citească, îndrăznesc să spun, fără să reproșez nimănui, că nu știe nimeni că acea bucată de pe Bulevardul Ferdinand de piatră care e lăsată în trotuar, este un sector mic de 3-4 metri pe 5, este partea primului zid al cetății Tomis. Nu știe lumea, pentru că știe de ce nu știe? Că n-a pus nimeni lângă o plachetă frumos cu o lumină solară ca să nu facă o mare pagubă în bugetul local că se aprinde becul noaptea, care să bată pe acea zonă, să fie iluminată într-un fel artistic și să se spună, băi, estimați cetățenii orașului Constanța, aici a fost primul zid al cetății Tomis, de unde a pornit orașul. Și până aici a fost. Da? De aici încolo, spre sud, spre clădirea primăriei și restul, începe orașul vechi al Constanței. Da? Nu a pus nimeni. Ați fost poate și noastră pe afară și v-ați plimbat și ați văzut că peste tot, prin toată Grecia, ca să dăm un exemplu real, unde este o piatră care este cât de cât conexată de istorie, găsiți un totem și un indicator mare, așa de 5 metri pe 3, care vă spune și vă opriți lângă el ce obiectiv turistic mare este. Și jos găsiți două pietre pe care spune, aici a fost piatra unde a o poposit calul, nu știu, care 5 ore și a băut apă. Dar v-ați oprit, este un obiectiv turistic marcat. Noi avem un obiectiv turistic reprezentativ pentru orașul Constanța care nu este marcat, delimitat și arătat nimănui. Da? Am lăsat, cineva a gândit, a lăsat acele pietre din zid reale pe teren, dar n-a pus nimeni o placă lângă. Gândiți-vă că edificiul roman... De ce e prea mult? Păi, este o chestie minoră de 2 lei. Pentru că Primăria Constanța la momentul actual nici măcar nu știe care sunt toate monumentele istorice nu din are un inventar.
Nu avem. Corect. Păi ce v-am spus? Nici măcar la momentul ăsta. Nu avem un inventar al obiectivelor turistice din orașul Constanța. Adică înțeles de ce administrația Mazăre n-a făcut asta. Am văzut de ce, dar au mai trecut niște ani de atunci. Nu mi-a ce să aminte administrația Mazăre că atunci la o ședință când se promova turismul în Constanța și veneau pe vremea aceea navele de croazieră în port, întrebând, în fine, a fost atunci prima reabilitare a zonei peninsulare vechi și a pieței Ovidiu și întrebând cum orange turiști în piața Ovidiu și la Muzeul de Istorie, mi s-a spus simplu și sec, pe scări. Ca și acum. Și zic, pe care scări? Pe alea dinspre Valea Portului. Prelungirea Traian, așa se numește strada. Și m-am uitat așa la ei și l-am spus, nu vă supărați, acolo vreo 200 de trepte, 200 ceva de trepte, destul de abrupte. Media de vârstă a turiștilor de pe nave de croazieră trece de 70 de ani. Ăia nu pot urca treptele alea. Și a zis, așa și? Ăsta a fost răspuns. Ca să da? Închidem, vreau vă rog. Să vă întreb. Sunteți un om de afaceri? Da. Din ce înțeleg, afacerile noastre sunt înfloritoare și merg bine. Stabile. Stabile. De ce vă trebuie dumneavoastră o astfel de luptă, ca să zic așa, în loc să stați dumneavoastră liniștit, cu familia? Haideți să vă spun o chestie să râdeți. Nu o să mai aveți timp să mai vă ocupați de afaceri? Omenirea a progresat atunci când anumiți oameni s-au apucat să facă acte de caritate, s-au apucat de viață socială sau s-au implicat în proiectele sociale. Omenirea de-a lungul întregii istorie a progresat numai și numai când anumiți oameni au înțeles să facă și acest lucru. E o divagare de la subiect. Să vă spun așa. Merg pe 54 de ani. Nu sunt mulțumesc. Un copil. Nu, mulțumesc la fel oricui. Sunt căsătorit, sunt cu aceeași persoană de genul feminin de 20 și ani de zile. Ne-am străduit și am încercat ani de zile să avem un copil. Soarta n-a vrut. Iar când acel copil a considerat că este liber să vină pe lume și să vină la noi în familie, a venit. Am o fetiță care are 2 ani. O fetiță superbă, pot să vă spun. Am văzut-o și eu. Mulțumesc frumos. Atunci la conferință. Ați văzut. Are 2 ani și 3 luni acum. Da? Bun. Consider că apariția unui copil în cadrul unei familii dezvoltă nu numai instincte materne, cum le știe toată lumea, ci dezvoltă și niște instincte paterne. Vrând nevrând, îți schimbă puțin modul de percepție al realității. Am stat de vorbă poate acum în ultimii 2 ani mai mult cu mai mulți prieteni de-ai mei și am constatat că 99% din copiii prietenilor mei după ce au împlinit 20 de ani au plecat din Constanța. Toți stând de vorbă cu ei, reproșând și spunând următorul lucru. Nu avem ce face în oraș. Nu avem unde munci. La nivel de industrii noi, moderne, nu avem, am copii ai unor prieteni care sunt în medicină, absolvenți de medicină și care mi-au spus, da ce mă, ce tu nu știi că cel mai bun medic din Constanța e trenul de București? Zic, da, știu, am avut și eu expresia. Păi am fost și noi în spitalul județean și am plecat, ca să înțelegeți că n-au plecat numai cei la muncă din Europa, au plecat și vârfurile. Da? Mi-au spus că n-au un teatru să meargă în Constanța, mi-au spus că nu avem spectacole, nu avem parcuri, nu mai suntem un oraș primitor, în viziunea tineretului din ziua de azi. Probabil, apariția acestui copil, care îți schimbă ideile, este printre factorii primordiali care m-au determinat să-mi asum, să ies din confortul zilnic, într-adevăr. Puteam să stau, bine, mersi, am ce face, nu mă plictisesc, nu mă deranjează în mod extraordinar că parcul este uscat, dacă tot asta este, a făcut primăria așa, puteam să spun nu mă deranjează. M-a deranjat când am ieșit cu copilul la plimbare. M-a deranjat când un an de zile când am încercat să ies copilul cu căruța, am observat că până nu iei în brațe nu poți să treci de pe un trotuar pe altul. Da? Când îmi spunea soția că ai și tu că trebuie să mut căruța, i-am zis, du-te mă, plimbă-l singură și zice, da, plimbă-l tu. Și l-am luat pe Bulevardul Tomis de la Capitol la Vale, centrul orașului Constanța, care n-a fost atins de lucrări în ultimii 2 ani, și am constatat că da, într-adevăr, nu poți să te plimbi cu un căruț cu un copil în centrul orașului Constanța. Am vrut să mă opresc pe o bancă în parc,
în fața Teatrului de Stat, unde este acum faimos Orășel, și nu aveai nicio bancă la umbră, toate erau în soare, da? Lângă parc nu era nicio terasă unde să stea o persoană care are un copil cu un căruț lângă el și să stea niște să-și tragă și căruțul la masă, să stea să-și tragă să bea o cafea. Cum sunt? Nu, avem acolo. N-are facilități, două secunde. Toate au trepte, niciunul are facilități să intri cu căruțul. Am fost pe teren, le-am văzut pe viu. Nu îmi spuneți că am fost până acolo. Deci dacă nu mergeam, tăceam din gură. Stați, nu știi că nici în parc nu puteți coborâ cu căruțul. Dacă opriți în parcarea de la sala sporturilor, trebuie să luați căruțul în brațe. Puteți coborâ cu căruțul în parcul din fața teatrului doar în două zone. Pe era înainte, acum nu știu, că n-am mai văzut de când cu reabilitări și renovări. Dinspre strada Ștefan cel Mare puteai să intri fără să fie trepte. În rest, peste tot era cu trepte. Când soția mi-a zis prima oară că trebuie să iei căruțul în brațe, am zis, hai bă, zic, glumești, dracu, e parcul din centrul orașului, bă, ia și tu căruțul și du-l. Păi facem și noi sport. Da, vă recomand să faceți sport cu un căruț în brațe și atunci ați vedeți ce sport o să vă placă. Da? Revenind la modul de discuție super serios, cum am spus în ultimele minute, este unul dintre factorii care m-au determinat să nu mai stau efectiv în tribune și să ajung în teren să... Încerc să ofer o variantă, o alternativă populației Constanța, care în ultimele alegeri, nu neapărat ultimele de acum 3 ani, ci și în precedentele, a spus că n-a avut opțiuni și n-a avut pe cine vota. Sau n-a avut pe cine alege în afara celor din clasa strict politică tradițională. Provin strict din mediul privat. Sunt om de afaceri, antreprenor, cum a spus, da? Nu astăzi spuneți om de afaceri, eu spun antreprenor. Antreprenor. Și am zis că e momentul să facem ceva și pentru orașul ăsta. Venind cu o altă viziune. Exact cum m-a spus și puțin mai devreme. Nu se poate. Este inadmisibil. Este strigător la cer. O luați pe strada Mircea de aici, de la noastră, înapoi spre inspectoratul de jandarmi, spre centrul orașului Constanța și vă invit să vedeți pe trotuar în câte zone, din 10-20 de metri distanță în 10-20 de metri, câte 2-3 metri de dale, pavele, tot ce au pus pe trotuar, lipsesc cu desăvârșire, n-au terminat lucrarea, nu mai e nimeni pe șantier. Le-au lăsat așa și au plecat. Poate nu sunt semnalizate în nimic. Îți rup picioarele, stâlpi, în cabluri, în tot ce atârnă. Nu se poate. Asta este stil de a gestiona lucrările. Nu mă scuzați, divagând de la subiect, vă spun următorul lucru. Dom'le, în orice manual de artă militară scrie următorul lucru. Nu deschizi 10 fronturi odată, deschizi 1, 2, le duci până la capăt, le închizi și te concentrezi pe ele. După aceea le iei pe următorul. Separarea și divizarea capacității de muncă pe 10 planuri te duce ca să faci 10 planuri proaste în loc de 2 bune. Păi sunt firme separate peste tot, adică puteau să facă. Sunt și firme separate, sunt și aceleași firme. Da. Eu aștept cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla pe bulevardul Lăpușneanu, să se interzică complet staționarea tuturor mașinilor pe Lăpușneanu, pe 1 decembrie 19, 1 mai, toată continuarea care este, deci până la ieșire din Constanța spre Cumpăna. Tot planul urbanistic pe zona respectivă interzice complet staționarea pe ambele părți a oricăror tip de autovehicule. Da. Poate avem nevoie de un primar care locuiește în Constanța. Ca să vadă toate lucrurile astea când iese... Nu, e numai... Vă spun eu sintagmă locuit. Nu. Avem nevoie de un primar care să meargă pe jos în orașul Constanța. Primarul trebuie să meargă pe jos și trebuie să-și cunoască toate problemele din oraș de pe viu, de pe teren, nu din tribune. Vom vedea ce se va întâmpla. Au fost două coduri roșii în Constanța și pe teren n-a fost nicio persoană de conducere de administrația locală cât au fost codurile. Fără supărare, când îți asumi acest post... Îți asumi responsabilitatea că atunci când este cod roșu, să fii acolo. Să pleci din confortul casei și familiei și să fii acolo, pe teren. Este inerent. Aduceți-vă aminte că o singură dată, când a fost o zăpadă, în anul 2009, în Constanța Mare, domnul primar de la momentul respectiv era în Brazilia, o ducea foarte bine, se plimba, se distra, și aduceți-vă aminte că 95% din populația orașului Constanța l-a felicitat cu ghilimele de rigoare pe primarul în funcție atunci, deși era iubit de popor. Eu o să vă rog să mai reveniți și anul viitor să discutăm și anul viitor. Mai pendelete programul pe care îl propuneți. Vă mulțumesc mult că ați venit și astăzi.
Eu vă mulțumesc de invitație. Și vă mulțumesc, dragilor, că ne urmăriți și vă rog să o faceți în continuare. La revedere! Mulțumim, la revedere!